Astăzi, elevii și profesorii Giurgiu Venea Școlii Gimnaziale numărul 1 au sărbătorit succesul obținut în urma finalizării olimpiadei organizate de o cunoscută rețea de supermarketuri cu scopul sprijinirii financiare a preșcolarilor și elevilor. Este vorba de câștigarea locului 3 și a premiului în valoare de 20.000 de euro pentru participarea la competiția în care au fost angrenate aproape 1.200 de unități de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal din țară, 20 dintre acestea fiind din Giurgiu. Am pornit la drum destul de sceptici, de ce să nu recunoaștem, dar iată că la final munca noastră a fost încununată de succes. Iată că eforturile nu au rămas nerăsplătite, iar festivitatea de astăzi reprezintă o încununare a muncii depuse pe parcursul a 6 luni de zile și a unui efort imens depus de toți cei implicați în această școală, cadre didactice, repet, părinți și elevi. Din septembrie 2015 și până în martie anul acesta, elevii giurgiuveni ai școlii 1 din Giurgiu au susținut în competiții activități sportive, culturale, științifice, informaționale, de ecologizare, privind stilul sănătos de viață și alte acțiuni de responsabilitate socială. Competiția a avut 2 etape de premiere, școala gimnazială numărul 1 din Giurgiu, ajungând în finală după parcurgerea fazei 1 și încasarea unui premiu inițial de 2000 de euro. În a doua etapă s-au calificat peste 100 de participanți, elevii din Giurgiu situându-se pe poziția a 59-a. Cea de-a doua etapă de premiere s-a numit Top Fruntaș și a inclus cei mai consecvenți 103 participanți, cărora le-au fost acordate 3 categorii de premii. Premiul 1 a constat într-un premiu financiar de 40.000 de euro, premiul al doilea 30.000 de euro, iar premiul al treilea au beneficiat următorii 101 participanți, cărora le-a fost acordat câte un premiu financiar în valoare de 20.000 de euro. La bucuria elevilor și cadrelor didactice giurgiuvene au luat parte și părinții elevilor, împreună au conștientizat faptul că în unitatea școlară giurgiuveană, condițiile desfășurării viitoarelor activități vor fi mai bune grație organizatorilor evenimentului, rețeaua de magazine și Asociația Școala de Valori București.